la ce te-ai referit sau la cum ai văzut lucrurile, ca să nu rămână în coadă de pește, da. Să nu, nu știu, dacă se facă interpretări. Andrei vrea să înțeleagă bine, dacă nu, chiar nu mă interesează. Eu am spus pe material că îmi pare foarte rău că s-a ajuns unde s-a ajuns. Chiar i-am spus de foarte multe ori lucrul acesta. Eu am crezut în prietenia lor și cred în prietenia lor. Doar că ar trebui să planeze totul să nu se mai continue. Da, dar tot. Nu mi-a dat mie dreptate. Nu, nu că am dat cuiva dreptate, am fost obiectivă. Tu nu ești în această situație ca să simți ceea ce simt eu și nu ești în aceeași situație, nu, Andrei, să știi înțeleg perfect, ceea ce simt din partea mamei lui Traian. Cu el ți-am mai spus, eu nu am nimic. Păi tocmai, dar eu era vorba despre dau noi. În doamna Iuliana, trebuie să dau în Traian. Deci, Andrei, tocmai asta este, că tu nu dai în Traian, dai în mama lui. Păi asta. Dar nu am zis că tu ai făcut ceva rău. Asta ești înțeles tu, din că material. Asta a crescut, deci tu ai impresia, nu, Andrei? Tu nu ai fi făcut. Dacă dai în Andrei, mama tu ai impresia că îi faci ceva rău, nu am zis mini, eu lucrul mai ăsta. Mai degrabă dai în mine. Mai bine dai în mine decât să dai în mama. Dacă dau în tine, sare Mike ta și trebuie să vorbești cu Mike. Vă ascult. Dar eu și când am fost la cumpărături, fără să-mi dau problema seama acolo... Problema este că tu ești legat de maică ta. Doamna Mirela, fără să-mi dau seama, au venit susținătorii Constantinei, a Oanei, m-au întrebat nu știu ce de Constantina, le-am explicat, ați văzut cum au râs? Le-ar fi părut bine să spun ceva rău de ea. Dar asta ar fi vrut sau aștepta la așa ceva. Nu, noi am râs dar de nu ce? Le-a ieșit. Noi știți de ce au râs, vă spun acum, vă spun imediat. Fiindcă vă cunoaștem și știm cum sunteți. De fața, da, da, toate sunt în primul rând, mai camera e în spate, era în spatele meu, doamna Mirela. Spus că e import. Și am spus, am avut și eu discuții cu fata la început, am avut, am trecut peste, m-am convins că nu este așa și cu asta am terminat. Da, Andrei, spune. Cine mă crede bine, cine nu, nu. Andrei, tu ai sesizat o apropiere între doamna Iuliana da, eu am sesizat-o. Și Constantina și Raimund? Am sesizat o țară întreagă. Cu toată lumea, doamna Mirela. Am întrebat fetele din casă, cu Alin, doamna Daniela, cu Mariana vorbesc, cu Gina. Am întrebat fetele dacă am ceva cu ele. Pe ce să ai? Dacă nu am ceva, un lucru și mă duc la Raimund și cer, sau la Constantina, sau la Alin, nu vreau sau la doamna să înțeleg Daniela, că asta înseamnă că mă înțeleg. Pentru că s-au distanțat, ei și au anumite probleme, da. Acum noi ne-am apropiat. Nu, stai să vă spun că n-a apărut apropierea. După ce... Dinainte să vă certați voi și să vă despărțiți de la buget, noi oarecum ne respectam și ne vorbeam. De când a fost cu tatălui, când a sunat, atunci a început apropierea. Nu știu, Andrei, când și foi, era și simplu că ne respectăm. Așa este, ne-am apropiat pentru voturi, așa este, vreau bani, care-i problema? V-am luat ceva care nu care ia vostru. Voturi, v-am luat companie. Ceva care ia vostru, dacă nu erau susținătorii, nu ne înțelegeam ca frații. Acum nu, care are dar, susținătorii cel legătură. Mai tare și n-au cel mai prieten cu toți. Și poate el nu oferă minimul direct, dar de ce nu am susținători de deci, doamna a fost apropiat până acum de Raimund și Constantin și acum adică ne-am certat. Și eu sunt cel mai bun. Raimund, tu recunoști că după sărbători noi am început să vorbim și chiar tu veneai în casă și spuneai să rămână bună ziua și tot timpul. Da și acum, doamna Mugera. Nu e relație de prietenie sau așa? Nu, dacă e de toleranță, ne tolerăm unii pe alții. Dar nu, nici toleranță nu e, că n-am nimic cu doamna Iuliana și nici nu o fac de dragul. Știm că la Crăciun a fost o nebunie aici între tine și doamna Iuliana. Ne-am certat, ne-am jignit. Și cu cutia de chibrituri sau nu știu ce, numărul de telefon al Constantinei. Au fost, astea nu mai contează, dar n-avem nimic. Dar pot spune, sau puteți spune, Constantina și Raimund, că Andrei are dreptate în ceea ce o privește pe doamna Iuliana și doar atât, pe doamna Iuliana? E conflictul lor, poate ei se vor împăca vreodată și... Cu siguranță se vor împăca asta. Nu că mă interesează, nu e vorba de asta. Poate cu Traian, da, cu siguranță. Nu, dar există prieteni între voi doi, așa că nu... Niciodată în viața chiar asta. I-am zis Corinei că afară când o să ieșiți cu siguranță o să luați legătura și o să fiți prieteni. Aici nu se poate pentru că se trimit foarte multe mesaje răutăcioase, discutați, iar deschideți afară, subiectul aici, și continuați, fără să vreți. Nu va fi niciodată afară dacă nu este aici. Eu una chiar nu mai vreau nicio legătură nici cu Corinei. Nu mai vrei? De ce? Dacă era prietenă, putea să fie imparțială, nu să vorbească cu mine despre subiect, măcar să fie în stare să dea un bună. Dar nu, pur și simplu, primele zile m-a ignorat. Cum nu dă